Termenul pentru cumpărarea vechimii în muncă a fost prelungit. Românii care se apropie de vârsta de pensionare și nu au atins stagiul minim de cotizare au posibilitatea de a-și cumpăra vechime în muncă până la data de 31 decembrie. Pentru un an de vechime, cei interesați trebuie să scoată din buzunar o sumă totală în valoare de 9.000 de lei. Românii interesați să cumpere vechime în muncă mai au posibilitatea de a face acest lucru până la 31 decembrie. Inițial, sfârșitul lunii august reprezenta termenul limită, dar autoritățile centrale au decis prelungirea perioadei până la finalul anului. Suma aferentă pentru plata unui an de vechime este de 9.000 de lei. Unii dintre severineni consideră că această sumă este rezonabilă, pe când altora li se pare că este mult prea mare. Este o sumă la salariul minim pe economie, o sumă rezonabilă, dar zic că cine nu are deloc vechime, eu am, și de-aia zic, merge să cumpere, cine, cui mai trebuie să se apropie de pensie. Mi se pare, deci, nici că e o sumă fabuloasă, nici că o sumă mișorată. Da, 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 aveți dreptate. O sumă moderată, da, da. Dumneavoastră, dacă nu ați fi făcut ani suficienți pentru pensie, ați fi apelat la această metodă? Aș fi apelat. E mult, pentru cine nu are, e mult. Să n-ai nicio sursă de venit, nu nimic. E mult, e mult. Și eu mi-am mai cumpărat niște ani. Totuși, unii sunt reticenți în ceea ce privește cumpărarea anilor de vechime în muncă. Aceștia susțin că cei care ar plăti pentru a-și atinge stagiul minim de cotizare ar putea risca să nu mai primească banii de pensie. Nu se știe dacă mai apucă să mai ia banii aia înapoi de la stat. Dacă îi dă acum 9 milioane, îți dați seama, el poate ia într-un an 9 milioane cât îi dă pensia aia cât o fi. Nu cred să mai ia banii ăștia înapoi. Banii pot fi plătiți toți odată sau eșalonat, după încheierea unui contract cu casa de pensii. Pot fi cumpărați până la 5 ani de vechime în muncă.